Aproximativ 150 de elevi au participat la Olimpiada de muzică, dintre aceștia cei mai mulți la pian. Probele au fost practice și s-au desfășurat în prezența publicului. Astăzi avem pian, vioară, flaut, oboi, instrumente de suflat, de alamă, percuție, dar și instrumente populare. Practic, clasamentul se hotărăște astăzi? Da, clasamentul se va hotărâ astăzi, conform numărului de participanți de la fiecare instrument muzical, s-a stabilit în mare un număr de premii pentru națională. Cred că la pian, unde sunt și cei mai mulți concurenți, un număr de 57 de concurenți din cei 149 înscriși astăzi la concurs, vom avea în jur de 6 elevi calificați la etapa națională. De la liceul de artă, câți copii sunt? 22 de copii participă la toate categoriile, mai puțin nai. La noi în școală nu există instrumentul de nai. Ce vârste au copiii? Copiii, această etapă a Olimpiadei Naționale se raportează și se ține pentru copii începând cu clasa 3 până la clasa 8-a. Doar 16 elevi se vor califica la faza națională a Olimpiadei. Aceasta se va desfășura în capitală în perioada 18-22 aprilie.